Cred că fiecare trebuie să trecem prin filtrul propriu, tot ceea ce primim ca informație. Și pentru că urmează un an electoral, să realizăm că, din păcate, unii adversari de-ai noștri nu lucrează atât de curat și cu unelte, să spunem așa, sănătoase și democratice, și apelează la campanii de defăimare. Și nu trebuie să credem acele dezinformări, pentru că ele nu au legătură cu adevărul, ci au legătură cu campania electorală. În această perioadă se decid candidații pentru toate tipurile de alegeri. Senat, Cameră, primării, consilii județene, europarlamentare, chiar și pentru prezidențiale. Și, din păcate, iese ceea ce nu e frumos în politică la suprafață. Competiția nu este de idei, de proiecte, de CV-uri, ci este de cine spune mai urât de celălalt și îl pictează și îl ponegrește pe adversar.